Cele mai multe solicitări pentru care s-au eliberat formulare europene 112 au fost pentru afecțiuni oncologice. Din totalul de 24 de pacienți care au solicitat intervenții în străinătate, 15 au fost tratați în Ungaria. Pentru 2010 au fost eliberate 53 de formulare europene, adică ceea ce înseamnă tratament programat. Cu toate că mureșenii merg cu speranța că în străinătate vor avea parte de servicii medicale la standarde ridicate, mulți revin în țară dezamăgiți. Mulți vin și de acolo destul de nemulțumiți în unele cazuri, dar la noi ori sunt foarte multe programări și nu ajung în timp util să li se acorde serviciile medicale necesare și mai ales când este vorba de copil, îi se poate pune în pericol viața. În 2009, doar 36 de mureșeni au solicitat tratamente în străinătate.